Pelerinii au participat vineri 9 august 2024 la taina Sfântului Maslu oficiată în biserica cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Împărați Constantin și Elena a Mănăstirii Sfinții Voievozi Slătioara, Comuna Rășca, Județul Suceava. Slujba a fost săvârșită de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbut din Județul Iași, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Soborul slujitorilor a fost format din preoți mireni și monahi din Eparhia Iașilor și din Eparhia Sucevei și Rădăuților. Cei prezenți s-au rugat pentru sănătatea lor sufletească și trupească, dar și a celor dragi. Răspunsurile la strană au fost oferite de către corul Sfânta Cuvioasă Parascheva al așezării monahale, dirijată de monahia Sebastiana Mutu. Și pun în mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschise pe capul roabei tale. Încă ne rugăm pentru mila ta, cea sănătate, mântuirea, iertarea, creștează Domnul Dumnezeu, care acum se pomenește. Arhimandritul Nicodim, Cristavopora, Noi, Caterina, Ioan Maria, Tatiana Maria, Mirele Ioan, Mihai, Constantin, Gheorghe, Rodica, Maria, Ioan, Emiliana, Stefan, Andreea, copiii. A iertat datoria cel doi de atunci și femeii cele păcătoase, dărite iertare păcatului. Cel ce de limite care stă bănugul, împreună cu iertarea păcatului în stăpânie, desleagă, lasă, iartă, păcate, energie, greșele, cele voi, ce fără voi, ce cu știință, neștiință. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către Părintele Florin Buțingu de la parohia Brustureț Mironeasa, județul Iași, care a vorbit despre importanța tainei Sfântului Maslu în viața credincioșilor. Și de asta cuvântul de îndrumare, dacă pot să spun, la scaunul de spovedanie pe care cu toții îl primiți de la duhovnicul frăților voastre, chiar dacă de multe ori nu este pe sufletul nostru, nu este cel pe care l-am așteptat, să-l primiți și să-l faceți cu tocmai cu multă osârdie și cu multă dragoste față de Dumnezeu, pentru că, iată, împlinindu-l cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, iată, Dumnezeu ne va răsplăti și nouă. Foarte mult înseamnă această ascultare în biserică. Foarte mult înseamnă această ascultare, iată, de duhovnicul nostru, de preoții care ne slujește și preoții care se roagă pentru noi. De asta și noi, în această seară binecuvântată, cu mult drag am venit în această Sfântă Mănăstire și rugăciunea putem spune că a fost mai deplină și cu mai multă bucurie, pentru că în mijlocul frăților voastre se află un iubitor al Maicii lui Dumnezeu, pentru că toți suntem în postul adormirii Maicii Domnului, tocmai din dealul mare al Hadâmbului, de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu, de acolo de unde Maica Domnului își revarsă harul său și minunile sale peste cei care vin cu credință, cu nădejde și cu dragoste să se închine icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Iată prezența Preacuviosului Părinte Stareț, Arhimandritul Nicodim, starețul Sfintei Mănăstiri Hadâmbu în această seară. Spuneam că este de mare bucurie și de mare ajutor pentru noi toți. Pentru că acolo unde suntem mai mulți, pentru că acolo unde sunt oameni care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu, care cu adevărat o iubesc pe Maica lui Dumnezeu și ne învață tot ceea ce este bun, și noi trebuie să luăm tot ceea ce este bun din aceste învățături și mai cu seamă, iată, să ne bucurăm de această împreună slujire și de această împreună rugăciune pe care am săvârșit-o în această seară aici, în Sfânta Mănăstire. Fie ca Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne întărească și să ne asculte rugăciunile, să ne întărească, să putem să parcurgem mai departe această cale către mântuirea sufletelor în veci de veci. Amin. Fiți bine. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a încurajat obștea Mănăstirii Slătioara, păstorită de către Stavroforai Caterina Siritean, în lucrarea încredințată de către Părintele Arhiepiscop Calinic. Pentru prima dată când slujesc în această frumoasă catedrală, putem numi această frumoasă oază și pictură și tot ce există frumos și plăcut aici, în locul acesta binecuvântat de Dumnezeu, care a revenit ceea ce a îngăduit Dumnezeu și binecuvântat Maica Domnului să fie obște de mănăstire de maici. Cu un iscusit duhovnic să spun că îmi este cinste să vorbesc despre Părinte Damaschin, fiind mi-a fost monah călugărit în Sfânta noastră Mănăstire Hadâmbu, și să nu fie decât laudă lui Dumnezeu, cei care au plecat de la Hadâmbu sunt care mulțumesc pentru cum s-au format și iată că vedem destoinicia, hărnicia
tuturor celor care sunt în locuri binecuvântate și mă bucur că la invitația Părintelui Damaschin, a Maicii Starițe, care o cunosc de mult timp, de la Iași, am venit un sobor de preoți din Iași, pe cum bine ați văzut, cu multă bucurie, cu multă dragoste. Pentru frățile voastre este prilej de mare binecuvântare, deși am spus după Părintele Damaschin că aici nu că prevăd, va lucra Măicuța Domnului unde va fi popor foarte mult în timp, atât timp cât există rugăciune și darul lui Hristos lucrează asupra acestei frumoase mănăstiri, viitoare oște mari, care nu ușor este să o iei de la lingură. Așa am început o viață de oște la mănăstirea Hadâmbu, unde am fost 2-3 călugări și așa a început și Maica Stareță cu duhovnicul, cu surorile, maicile, care le vedem acum astăzi. Maica Stareță, cu siguranță, Măicuța Domnului o să vă ajute să nu uitați ce vă spun în această seară. O să vă ajute și o să vă blagoslovească să reușiți să aveți o frumoasă rânduială, deși este o frumoasă rânduială de obște, de mănăstire, slujbe, Sfânta Liturghie. Acest loc merită și popor, fiindcă este foarte greu pentru un duhovnic bun, pentru o mănăstire, o obște care se luptă singurei, deși sunt puțin la nume, nu ușoarele este crucea, viața, când nu ai credincioșii, credincioșii de altfel care sunt podoba bisericii, care Măicuța Domnului ne trimite și ne sprijină, pe noi ne ridică, dar nici frățile voastre fără de noi, fără preoți și toți noi fără de frățile voastre nu putem face multe lucruri. Dacă am spus și o spun până să mor, dumneavoastră sunteți podoba bisericii, așa că sunteți plăcuții lui Dumnezeu, mai bine spus, florile din grădina Maicii Domnului, când sunteți prezenți ori la o vecernie, ori la o sfântă liturghie, ori la un sfântul maslu, care mă bucur că Părintele Damaschin cu Maica Stareță, cu oștea acestei frumoase mănăstiri, au organizat în seara aceasta taina Sfântului Maslu, care fiecare dintre noi avem nevoie cu toții. Sfântul Maslu ne ajută atât la bolile sufletești și trupești, să știți că cea mai gravă ar fi boala sufletească, că boala sufletească îmbolnăvește starea trupească. Diagnosticul nostru este păcatul, boala de la păcat. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, care este iubire, iertare, indiferent de starea fiecărui, atât timp cât ne străduim să fim în slujba lui Dumnezeu, după putere, să păzim canoanele și să fim spovediți la timp, împărtășiți la timp, în sărbători și duminici să fim prezenți la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie, atunci cu siguranță veți simți cu adevărat că sunteți în slujba lui Dumnezeu și aproape de Dumnezeu. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară binecuvântată. Este o bucurie. Aici trebuie să felicit, chiar dacă sper să nu supăr venime, îl felicit pe Părintele Vasile Bostan. Are o mare rol în acest loc, a avut o mare rol, atât timp cât acum a predat-o Maicii Domnului și este a dumneavoastră până la biserica, mănăstirea oștii de acum, care e noua ofte, dar vreau să-l felicit pentru oaza, binecuvântarea ce a adus-o Părintele Vasile în acest loc, unde să înțeleg că s-a străduit cu sudoarea, cu osteneala Sfinției sale și cu preoteasa tot ce există în această frumoasă biserică. Observ bine că noua obște, atât de frumos la starea care au dus-o, observ multă curățenie, multă ordine, că când dați dreptate și frățile voastre, se cunoaște că sunt niște albinuțe maicile gospodine și pe măsură și Părintele Duhovnic, Părintele Damaschin, m-aș bucura să-mi spună pe Maica Stareță și Părintele Damaschin că frățile voastre veniți în număr mare, noi am promis că o să mai revenim, când Părintele și Maica Stareță o să ne mai invite, când o să considere că o să mai facă un Sfântul Maslu, fiecare post sau știu cum o să discute cu Maica Stareță. Damaschin, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Maica Stareță, vă mulțumesc de asemenea.
Pe Maica Stareță o cunosc de la Mitropolie, dar mă bucur că în al preasfințit a știut unde să o pună. Bine meritat locul pentru ea și pentru oștea viitoare aici. M-aș bucura ca să mulțească Maica Domnului oștea. Măicuța Domnului să vă poartă de grijă, să vă fie de folos surori și frați, taina Sfântului Maslu. Și vă rog în numele Maicii Domnului, ori de câte ori, vă aduceți aminte, să nu uitați de mănăstirea dumneavoastră. Eu zic că eu, fiind bucovinean, cu toată rușinea o spuneam, dar o spuneam așa că mai a pasat, un bun gospodar, un bun gospodar, iar din nou, o bună gospodină, un bun creștin, când se duce spre o mănăstire, niciodată nu vine cu mâna goală. Am învățat de la bunicuța mea, de la mamuca mea, niciodată nu mergea la mănăstirea Putna sau Siostria cu mâna goală, adică mâna goală. Hristos știe cum trăiește oft într-o mănăstire și cei care vin au pretenții să-i hrănești, atât bolnavi cât bătrâni, sau care pelerini care se vor perenda în timp și fără de timp, dar un bun gospodar, cred că ar fi, nu știu cât de, să meargă fără ceva într-o punguță, o pâine, o sică de ulei, un kilogram de orez, fiindcă noi, Măicuța Domnului, mulțește ce aduceți dumneavoastră și dorim mai departe. Că ați venit cu mici copii și mai în vârstă și mai tineri și mai suferință. Să vă ajute Preacurata Maica lui Dumnezeu să vă fie de folos tuturor și nouă părinților împreună slujitori rugători și mulțumim la cei care m-au urmat de la Iași, tot la invitația părintelui Damaschin. Protosinghelul Damaschin Raclea, slujitor la Mănăstirea Slătioara, a mulțumit părintelui stareț Nicodim pentru că a slujit taina Sfântului Maslu, precum și tuturor celor prezenți. Voastră, ați venit după fiul risipitor. Eu mi-am luat cele bune ale mele de acolo, însemnând ceea ce am învățat, dacă pot numi, acolo este o academie duhovnicească. Acolo am învățat ceea ce am pus în practică aici. Să vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat, să mă iertați pentru dacă v-am greșit cu ceva și sper că să mai veniți la Sfântul Maslu și chiar la hram, când o să facem acum de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel, Sfinții Voievozi, să ne onorați cu prezența. Rog pe milostivul Dumnezeu să vă dorească ani îndestulați ca să ne puteți ajuta în continuare și să ne onorați cu prezența. Vă mulțumim din suflet că ați venit și mulțumim și părinților de la Iași, de la Petru Vodă. În timp ce pelerinii au fost miruiți, corul bisericii a interpretat câteva pricesne. Prima biserică a Mănăstirii Slătioara este din lemn și a fost ridicată în 1797. Pe 11 septembrie 1980 a fost pusă piatra de temelie pentru biserica cu hramurile Sfinții Trei Erari și Sfinții Împărați Constantin și Elena, a cărei ornamentație exterioară este similară cu cea a Mănăstirii Sfinții Trei Erari din Iași. Lucrările au fost coordonate de către părintele Vasile Bostan, care a îndeplinit funcția de paroh. Actualul complex a fost înființat ca mănăstire în anul 1993, însă nu a funcționat din cauza lipsei personalului monahal. Pe 1 mai 2021, cu binecuvântarea în al preasfințitului calinic, odată cu numirea în funcție de stareț a Stavroforiei Ecaterina Siritean, Mănăstirea Slătioara și-a reluat statutul de funcționare.